Fiecărui părinte grijuliu este important și face tot ce se poate pentru întărirea imunitară a copilului său. Și care este situația cu plantele noastre? I-am întrebat doi specialiști în ce mod putem întări imunitatea plantelor. După părerea dumneavoastră, este importantă întărirea imunitară a plantelor și când merită să începem? La fel ca copiii noștri, și plantele noastre trebuie apărate împotriva factorilor externe. Întărirea imunitară trebuie să înceapă deja în stadiul de sămânță, adică în stadiul de răsad. Acesta este motivul pentru care sulfatăm sămânțele și fortificăm răsadurile. Fortificarea constă în faptul că ajung în locul lor definitive doar după ce au fost supuse efectului de răcire, precum și efectului căldurii. De asemenea, tratăm sămânțele cu soluțiile chimice, acesta se numește sulfatare, la fel sunt tratate și răsadurile cu soluțiile fungicide. Dacă este așa de importantă întărirea imunitară, unde să facem cumpărăturile ca să putem fi siguri că plantele noastre primesc tot ce este necesar în stadiul de creștere? Despre acest lucru l-am întrebat proprietarul firmei Sacehoma SRL. Lumea întreabă foarte frecvent care este secretul plantei minune. Secretul nu este altceva în realitate decât faptul că marca gardului Viu Minune este chiar un sistem complex, al cărui primul component constă în întărirea sistemului imunitar. Bineînțeles, acum aș putea enumera ce e de făcut în anumite faze ale culturii plantelor pentru obținerea scopului. Totuși, sunt trei lucruri pe care le-aș accentua neapărat. Fortificarea, apărarea în două etape împotriva ciupercilor de mucegai și ozonizare, sterilizarea de la rădăcină. Fortificarea constă în schimbarea multiplă și în măsura prescrisă a temperaturii în stadiul de răsad. Care sunt etapele de apărare împotriva ciupercilor de mucegai? Pe de o parte cu soluții care se absorbă și au efect în celula plantei, pe de altă parte cu soluții de contact care au efect pe suprafața plantei și țin departe ciupercile de mucegai. Pentru tratarea rădăcinei folosim o soluție dezvoltată, special pentru acest scop. Este importantă ozonizarea periodică. În camerele de rezervoare sunt generatoare de ozon care asigură un mediu steril plantelor. Bineînțeles, acestea sunt proceduri costisitoare, dar răsadul este plantat pentru mai mult de 1-2 ani, tocmai de aceea este indispensabilă pregătirea corespunzătoare a plantei. 7 ani de muncă avem în spatele nostru ca astăzi să putem afirma sistemul de gard Viu Minune, făcând parte din grupa produselor celor mai recunoscute din Europa, susținând astfel recunoașterea țării noastre în lume.